Ultima probă a examenului de bacalaureat a avut loc vineri 3 iulie 2015, absolvenții de liceu având de ales disciplinele de profil. Subiectul de la geografie a fost ușor acceptabil, accesibil cam tuturor, nu știu ce de la logică ce au făcut, puteți să-l întrebați pe el. Poftim? La celelalte probe? La celelalte probe istoria a fost puțin cam complicată, dar am comenzat la română, pentru că a fost un subiect destul de ușor. Cam atât. Aștept la un rezultat mare? Eu sper că da, mă aștept la o medie peste 8, măcar. La facultate? Aș vrea să dau la kinetoterapie la Cluj. Subiectul la logică mi s-a părut ușor, la subiectul a fost un pic mai complicat, trebuia să dăm definiția. În rest, mi s-a părut chiar ok, mă aștept la o notă cât mai mare. La alte probe? Da, a fost ok, la istorie câteva cerințe așa un pic mai complicate, dar pe total e foarte bine. Și la facultate unde vei merge? Cred că voi da tot aici, în Suceava, la educație fizică și sport. 230 de candidați au absentat miercuri 1 iulie de la a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat. Totodată, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Suceava au transmis că doi candidați au susținut evaluarea în condiții speciale prin dictare. Este vorba despre un elev de la Colegiul Alexandru cel Bun, Gura Humorului, care are mâna fracturată, și un elev de la Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava, care prezintă deficiență neuromotorie. 5845 de absolvenți de liceu au susținut testarea de miercuri, ei primind subiecte diferențiate în funcție de profilul urmat. Absolvenții de la profilul real, de la filiera tehnologică sau profilul pedagogic au susținut examenul scris la matematică miercuri, în timp ce candidații de la uman sau vocațional au dat examen la istorie. Și la matematică subiectele au fost diferențiate în funcție de profilul studiilor liceale, astfel că elevii de la specializarea matematică informatică au subiecte cu un grad de dificultate mai ridicat decât cel al absolvenților de la științele naturii și filiera tehnologică. Atât la matematică, cât și la istorie, subiectele variantei extrase au fost structurate pe 3 cerințe mari, fiecare având mai multe subpuncte. Ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului și specializării, a fost programată pentru vineri 3 iulie. 6.094 de absolvenți din județ au fost examinați vineri la o materie la alegere din cadrul profilului și specializării. Publicarea rezultatelor se va face pe 7 iulie, când se vor depune și contestațiile, iar rezolvarea lor se va face pe 8 și 9 iulie. Data afișării rezultatelor finale este 10 iulie. Candidații care n-au promovat vor avea posibilitatea să mai susțină examenul în a doua sesiune, între 17 august și 3 septembrie.